Vă salut, bună seara, s-a înserat. Ne-am pregătit de iarnă. Așa ne-am pregătit noi de iarnă. Asta e modelul nostru de pregătire oltenesc, cum zicea Drăgoșelul. Atât avem albine, atât lăsăm. O să mai descăpăcim un pic după diafragmă, că mai avem ce. Mai este câte un pic așa. Am făcut niște făgurași pe aici, mai e și pe rama aia. Dinăuntru, să vedem că... Iată ce miere are și acolo. Are mai multă miere pe asta de margine. Așa ne-am pregătit de iarnă. Să sperăm că va fi bine. La niște prieteni, colegi de-ai mei stupari, le-am spus că o să ningă în octombrie. Îmi pare rău, le cer scuze, a nins mai devreme cu luna, în septembrie. Asta e tot, n-a nins aici pe noi, dar a nins un pic mai... un pic nu prea departe de aici. La munte, așa că... dacă a nins la munte, e clar, a început iarna. Pentru că nopțile se răcoresc foarte tare și așa stând lucrurile e... Da, aici avem un polistiren și atâta, așa iarna, cum s-a văzut și cum se vede acum. Vă doresc o iernare ușoară.